Eu sunt bucuros astăzi, mă aflu în localitate la dumneavoastră. Pensia minimală în Republica Moldova e 1180 de lei. Pensia maximală e 225.000 de lei pe lună. Ca să ridicăm pensia minimală, trebuie să faci o singură mișcare. Să-i pui limite la pensia maximală. Și automat să ridic pensia minimală la nivel de țară. Doamneți, vă rog, pentru ce noi ținem plini cazarmele cu copii? Când astăzi noi avem nevoie de o armată, unde să fie doar oamenii la contract, care, într-adevăr, vor să fie militari, au școală specială, poftim, să avem 1.000-1.500 de contracte și încălțați, îmbrăcați, înarmați, și nu ținem noi copchii ăștia prin cazarme și cheltuim sute de milioane de lei. Noi trebuie să lichidăm consiliile raionale. Raionul rămâne la locul lui, dar consiliul raional, administrația raională, acasă, la prășit. Banii care vin pentru raionul Râșcani trebuie să fie împărțiți egal între toate satele din raion și trebuie luat cifra, câți metri pătrați are satul și câți oameni trăiesc, așa trebuie împărțiți banii. Noi azi suntem obligați să întoarcem 3 zacon-cantore regionale, așa care are terenuri multe și duce cu furele la Moscova, el n-are probleme. Dar omul care are o toamnă, spuneți vă rog, și poate fac cu omul astea o toamnă de mere, 50 de kilograme de mere de albin, sau cu 500 de kg de perjă uscată. Noi trebuie să ne întoarcem la GOST. GOST-ul era control de calitate la tot ce se produce și la tot ce vine de peste hotare. Fără o planificare, fără un plan de asta de modernizare de oameni gospodari, noi niciodată n-a să ieșim din criză. Oamenii n-aveau să mă voteze la bălți a doua oară din primul tur cu 70%, dacă nu facem treabă în 4 ani. Vă mulțumesc să aveți o zi cât mai frumoasă. Mulțumesc! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.